Începem, da? Începem, da? Până dați share, până dați like, până dați subscribe, până scrieți comentarii. Măi, oameni buni, mi se reproșează faptul că începem cafeaua la ora 10, vinerea. Păi deci orice om serios să-și bea cafeaua până la 7, 8, cum să-ți bei cafeaua la 10? Dai vineri, ultima zi din săptămână, dacă o putem să ne o bem împreună la 10, de ce să nu o bem? A, că zice, până la 10 lumea face nu știu cât, de exemplu, două tineri ar merge la un mall în Cluj-Napoca și ar fura doi trandafiri criogenați. Mă, cât e prost să fii? Să te pricep la dacul jula și să furi trandafiri criogenați, mă. Ăia care trăiesc veșnic 20 de ani, cu garanție. Îs înghețați, sunt într-o cupolă, cui să-i dai? Că nici la mătușa care o deceda nu poți să-i dai. Ce să faci? Să ți-i pui pe televizor în loc de pește? Mă, clujenii, tot timpul sunt neinspirați. Dar unii au rost și șmecheri. A fost furtună zilele trecute și s-a rupt un cireș. Și ce-au făcut clujenii? Harnici. Zici ce-au făcut clujenii? Fura cireșe. Orculesc cireșe. Deci n-au debarasat, n-au făcut, ori venit cu plase de lider și au început să cărăbănească la cireșe, zici că era un Ion Creangă, băgau la cireșe în asta este. Băgăm și noi o cafeluță bună primită pe Buy Me a Coffee de la Claudia, salutări familiei, de la Vasile, mulțumim tare mult, de la Pode, Pode. Iar Pode. Iar o da Pode, o recidiva cu trei cafele. Bă, cine o dat o trecut pe la Pod din resort, recidivează așa ce. Și Alin Mihai din UK, care ce-o zis? Zice, dau cafea, dar puteți să o transformați să beți o bere rece tu cu Vlad după filmare, a? Și-o bem? Și-o bem, că eu știi ce promit, nu mă țin de cuvânt. Sănătate, buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Apropo de bere rece, soacră mea foarte încântată că a plecat Dan Petrescu de la echipul CFR. Zice, a plecat să antreneze în Coreele de Nord, zice. Dacă mergea în Coreele de Sud, eram mai bucuroasă. Nu știu cum să vă explic eu că, da, Socrata, ce mai face, cum e Socrata? Dar, de exemplu, nu e o ființă feroce, dar dacă mă apropiu la sub 3 metri de ea, îmi piuie telefonul, ro alert, atenție de urs. Și-a venit antrenorul lor la CFR Cluj, Andreea Mandorlini, la care socră mea mă întreabă, ce-i femeie? Păi zic că e italian, a, și de ce o cheamă Andreea? Bă, în fine, e năcăjit. Ochiul unul plânge, celălaltă râde. O ieșit și UDMR-ul de la guvernare. O ieșit UDMR-ul, o zis, tumor, ăsta, Kelemen tumor, o zis, descurcați-vă voi, noi până aici am făcut ce am putut. Mie îmi pare rău de Daea. Cine să mai luptă cu cormoranii? Cine mai caută o oaie lângă o frunză? O venit Ciolacu, om cu frica lui Dumnezeu, l-a dus și pe patriarh în parlament când l-au investit. Și-o zis de la tribună, zice, eu sunt bun creștin. Și cam atât. La 24 de ani a început facultatea, nu a terminat-o și era deja la masterat înscris, fără licență. Nu se știe cam ce-a făcut 37 de ani din viață, dar în Ardeal nu se știe ce s-a întâmplat 1000 de ani. De asta ne cramponăm noi. Ba da, se știe ce-a făcut domnul Ciolacu. Aducea mașini second hand din străinătate. Ca orice bun român. Mergea la pescuit cu Liviu Dragnea la Știucă și l-a vânat cu Omar Haisam. Hai să-mi bag piciorul. Asta este, domnul Ciolacu este acolo la rotativă, mare șef, dar să știți că e pe locul 3 în topul încrederii la români. buymeacoffee.com/Nicu Bendea, cafea bună. Locul 3 la încredere în personalitățile politice. Ciolacu, locul 2, Joana, nici nevastă. Joana, na, o mers o pedala cu bicicleta acolo la Luna, unde e aerodromul, în fine. Locul 3 la încredere în oamenii politici din România e domnul Emil Boc. Pentru care, pe această cale, mulțumim că au făcut Antoldu în Dubai. Deci nu au reușit cu metrou aici, dar au făcut Burj Khalifa în Dubai și face și Antoldu acolo. Că numai aia din Dubai mai au încredere în dânsul. Nici aia din Râșca nu mai au încredere. Ce în tine și în mană nu mai avem încredere, domn primar. Asta e, se întâmplă, noi să fim sănătoși. Părăsim domeniul politic și spunem că Johnny Depp s-a aniversat. Câți ani a făcut Johnny Depp? 65. 60, dar nu-i dai 64. 60. S-a aniversat cu taraful de la Clujan, cu Margherita Bâncăță și cu Mititei și cu Vinișor. Dita mai starul, da? Au venit să... Numai, de la o vreme nu mai judești bine. De exemplu, Shakira, Hips Don't Lie, nu? S-a cuplat cu Lewis Hamilton. Shakira are 48 de ani. Ăsta, Tom Cruise, are 60. Și Tom Cruise a avut să-i dea sub codă. Dar au zis că e pe bătrân pentru ea. Și și-o ales pe tinerelul ăla din Formula 1, pe Lewis Hamilton. Ăla are 38. Sper că la Shakira să nu iasă pe locul 2, ca și în Formula 1. Om vedea. În contrapartida, Andreea Bănică, din cerebrul grup Andre, și-o tras și ea un tenismen cu 9 ani mai tânăr.
Dar eu crezu că e cu P, nu cu T. Am o avea aia la fileu, cum... Da, te-ai prins. Bravo, extraordinar. Și Monica Bârlădeanu, să nu se lase mai prejos, are 44, s-o cupla cu Gheorghiță de la vaccinare. Șeful vaccinării, Gheorghiță, de 41 de ani, e cuplat cu ea. Deci el a trecut de la vaccinare la vaginare. Nu știu ce-i face. Că ea e rată cu milionar, cu Bobby, cu Păunescu, cu A. Și acum au trecut la bugetari, că ăștia au și pensie. S-a gândit ea la 44 de ani, o întors sura dealul, să vedem. Au fost filmați într-un jacuzzi în Bulgaria. Ca și cum ai filma într-un ciubăr la buscat. În fine. Și au zis că asta dacă a fost cu vaccinare, ce poate i-au rămas niște seringi de hialuron, de nu știu ce. Orientată fata, ca și voi, care v-ați orientat aici pe canal și ne-ați urmărit. Share, like și comment. În comment, spuneți-ne așa în comenturi. Care e vârsta ideală între bărbat și femeie? Între femeie și femeie, între bărbat și bărbat, între noroc și LQRZ-ul, vedeți voi. Dar scrieți în comentarii, rupe statura, că vine un weekend și vorba soacrei. Ce dracu să faci dacă nu curățenia?